2020, un an cu multe provocări pentru forțele navale române, dar și pentru imaginea țării noastre. Cunoașteți deja informații despre cea mai importantă misiune la început de an a forțelor navale, o premieră și o provocare în același timp. Despre toate acestea și cele mai importante misiuni la care participă navele și marinarii flotei pe parcursul anului, despre responsabilitate, perspective și obiective, aflăm din interviul cu domnul contraadmiral Mihai Panait, comandantul flotei. Anul de instrucție 2020 este un an deosebit de provocator pentru militarii și pentru personalul flotei. În principal, aș dori să aduc în atenție faptul că în acest an de instrucție, pentru primele 6 luni, puitorul de mine, viceamiral Constantin Bălescu, este navă comandanta grupării navale NATO SNMCN Grup 2. Timp de 6 luni are la catarg ridicat drapelul României și drapelul NATO. Este o acțiune care ne onorează și ne obligă în același timp pentru menținerea standardelor ridicate la nivelul de interoperabilitate cu partenerii din Alianța Euroatlantică. De asemenea, participarea cu fregata Regina Maria în misiunile și operațiile din Marea Neagră sau în Marea Mediterană pe timpul deploymentului grupărilor navale NATO în Marea Neagră sau pe timpul operației Sea Guardian, misiunea, operație pe care o vom desfășura la finalul acestui an de instrucție, sunt activități deosebit de importante. Participările cu dragoarele maritime în cadrul grupărilor navale NATO dislocate în Marea Neagră, de asemenea o acțiune importantă, sau exercițiile majore pe care flota, comandamentul flotei, le conduce în acest an de instrucție, și doresc să aduc în atenție faptul că exact în perioada aceasta suntem în plin proces de planificare a celui mai mare exercițiu desfășurat la Marea Neagră, Sea Shield 2020. În această idee suntem într-o cadență foarte bună în perioada aceasta. Încercăm să planificăm cu atenție și să executăm la nivelul performanțelor atinse sau cele pe care le-am realizat până în momentul de față. Așadar, un an cu responsabilități și provocări. Le dorim și noi mult succes în îndeplinirea misiunilor și tradiționalul bun cart înainte.